doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată, pe scurt, principalele subiecte ale acestei ediții. Regional 2007-2013.
14 și posibilitățile de finanțare din noul program 2014-2020 în regiunea Sud-Muntenia. Gradul de contractare a fost destul de ridicat, 55,11%, însă municipiul și județul Giurgiu nu se numără printre fruntași când vine vorba de proiect. De implementare.
finalizate până la termenul prevăzut. Un alt exemplu de proiect cu mari probleme de rulare este cel care vizează mănăstirea Comana din județul Giurgiu. Lucrările de reabilitare ale cașului au început în 2012. Însă s-au stagnat din cauza unor neînțelegeri dintre constructor și beneficiar. Pentru
comisaria cu privire la coridorul nou pan-european. O altă temă abordată a ținut de proiectele prin strategia adunării, dar și de cele care pot fi accesate în domenii de interes pentru municipiul Giurgiu.
desprins în urma întâlnirii de lucru găzduită de adresul Muntenia este aceea că toate autoritățile cu factor de decizie trebuie să dea dovadă de mai mult interes rambursabile pentru dezvoltarea unei comunități. Însă, contează foarte mult și ce tipuri de proiecte se depun. Dacă proiectul nu generează noi locuri de muncă sau nu sunt în interesul direct al cetățeanului pentru bunăstarea lui, șansele de dezvoltare sunt extrem de mici. Mai multe amănunte despre această întâlnire puteți urmări imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale. Mitingul polițiștilor locali din luna februarie ce a avut loc în fața Ministerului de Dezvoltării și administrației publice a avut ecou. Din luna aprilie, toți angajații poliției locale vor primi bani mai mulți. Asta după ce aceștia vor beneficia de alocarea de hrană. Sumele primite de agenții poliției locale vor fi însă diferite, iar banii sunt până în luna august. După polițiștilor locali vor beneficia de o creștere salarială de aproape 100%. Asta după ce agenților poliției locale li se aloc de hrană. Decizia a fost luată după ce polițiștii locali din toată țara au participat la mitingul ce a avut loc în fața Ministerului de Dezvoltării Regionale și publice în luna februarie. În urma eforturilor, să zic așa, și al mitingului pe care noi sindicatul Prolex l-am avut la
pentru că așa este legea. Explic. Și celelalte structuri de ordine și siguranță națională. Sumele primite de angajații poliției locale vor fi diferite în funcție de activitatea prestată de aceștia și de programul de lucru. Polițiștilor se acordă norma 6, care înseamnă 24 de lei pe zi și personalului contractual din poliția locală și din celelalte structuri în norma 1 din acea ordonanță din anexa acelei ordonanțe care înseamnă 18 lei pe zi. În plus, pentru cei de lucrează în ture, și asta vorbim 12-24 în ture de noapte, se mai acordă și norma 12 B, care înseamnă un supliment de 2 lei pe zi. Mai exact, personalul contractual și funcționarii publici cu funcții publice generale primesc în plus la salariu suma de 540 de lei. Alți colegii lor care lucrează în ture sau în schimburi, dar fac parte din această categorie, beneficiază de o normă de hrană de 600 de lei lunar. Ceva mai mult primește cei care ocupă funcția de polițist local. Agenții care lucrează în ture beneficiază suplimentar de 60 de lei în plus față de colegilor care lucrează la program normal, adică norma de hrană va fi de 780 de lei pentru a beneficia de drepturile bănești fără întrerupere. Reprezentanții municipalității vor trebui să urmeze anumite demersuri. Domnul președinte Vasile Lungu, președintele sindicatului Prolex la nivel de țară, a făcut demersuri către Ministerul de
Asociația Municipiilor din România, la care este parte și municipalitatea noastră, pentru suplimentarea prânzului cu comercianții veniți în Piața Unirii munceau din greu pentru a instala toate echipamentele și mobilierul, astfel încât mâine dimineață să și înceapă activitatea din plin. Pregătesc grătarele sau cuptoarele, ori instalațiile de joacă, toți îi așteaptă cu nerăbdare pe juveni.
făcut vânzare. Asta
acest grătar încins. Cum vi s-a părut Giurgiuveni în alte zile, în alte perioade când ați venit aici? Din păcate, nu-i cunosc prea bine pe Giurgiuveni în oraș și mi se pare frumos.
Unirii, acolo unde vor avea loc cele mai multe manifestări, a fost restricționat traficul autovehiculelor. Restricția va fi menținută până duminică inclusiv. Conform programului care mai înseamnă și
23 aprilie 2014. Acum lansăm ultimul volum care a văzut lumina tiparului sub egida colecției Biblioteca Giurgiuveană este Fabule de Vasile Militaru, scriitor important care își leagă numele de localitatea Vărăști. Finalul întâlnirii va duce în fața giurgiuvenilor două autoare tinere care au publicat la editura Tritonic. Cum avea posibilitatea să cunoaște două autoare tinere care scriu thriller, una dintre ele s-a lansat ca scriitor în America. E vorba de Monica Ramirez, care a publicat 7 romane în Statele Unite și acum le publică și în România. De Ana Maria Ionescu. Întâlnirea de mâine de la sediul central al Bibliotecii Sărăvescu va începe la ora 12 și sunt așteptat să participe toți iubitorii de carte. Societatea Comercială Zidrome S.A. din Giurgiu continuă să se dezvolte prin accesarea fondurilor europene. Un astfel de proiect lansat recent vizează achiziționarea de utilaje performante pentru desfășurarea eficientă a proceselor tehnologice de forjaje. Societatea Giurgiuveană este singurul producător de titan și aliaje de titan din Europa de Est. În urmă cu 3 ani, societatea Zidrome S.A. a accesat fonduri europene pentru dezvoltarea unei linii tehnologice integrate de fapt.
tangourilor de titan și aliaje de titan, fiindcă a fost implementat cu succes, societatea giuveană continuă să se dezvolte de data aceasta printr-un nou proiect european ce vizează achiziționarea de utilaje performante în cadrul fluxului de topire de aliaje. Contractul de finanțare a fost semnat zilele trecute, iar perioada de implementare este de 6 luni. În acest nou proiect să reușim să dezvoltăm și baza de produse, practic să producem și alte acest proiect.
rețea continuă, fluxul tehnologic actual să îl completeze și să asigure atât o îmbunătățire a calității participa și un
lui Giurgiu Stana Strâgnă, cu o experiență în domeniul de peste 17 ani, Stana Strâgnă le-a vorbit elevilor despre rolul bibliotecii în societate. De când am venit, m-am uitat la voi și am fost plăcut surprins. Și-a făcut schimb de haine.
și nu trebuie alungat din mințile copiilor. Ce ai înțeles tu din acțiunea de astăzi? Cartea este cel mai bun lucru care se poate întâmpla la unui copil și nu trebuie să pune în calculatorul înaintea cărții. La finalul acțiunii, bibliotecara Stana Stăduna le-a recitat televizorul poezie din volumul cuvinte potrivite a lui Tudor Arghezi dedicată cărții. Carte frumoasă. Cinste cu ita scris. Încet gândită. Oficialitățile orașului,
examen de cultură profesor și elev, dar și preasfinția sa, episcopul Ambrozie. Dorel Vișcean a fost un nou prilej cultural artistic din cadrul manifestării Maraton Primăvara Culturală Giurgiu Juveană, sala mare a Ateneului Bălănescu a fost aproape plină. Au primit invitații pentru această întâlnire. Reprezintă deja un public stabil pentru asemenea serii.
recitite lăsând publicul fără glas.
rezolvarea problemelor de mediu. Copiii sunt familiarizați de pe băncile școlii cu aceste aspecte, iar în opinia lor, colectarea deșeurilor și păstrarea curățeniei sunt cele mai importante atunci când vine vorba despre protejarea mediului. Zi de zi pentru a proteja.
apreciat în literatura română ca inițiator al romanului modern. Ofițer în timpul primei conflagrații mondiale, adună trăirile care par a fi regăsite în romanul Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, lucrarea apărută în 1930 și ecranizată mai târziu în regia lui Sergiu Nicolaescu. Curtea
Teatrului Național București, scriitor realist și modernist, membru al Academiei Române, fostul ofițer român și doctor în filozofie, își păstrează dreptul de a rămâne în literatura română, creatorul romanului modern din țara noastră. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, patului Procus, roman a apărut în 133 și chiar neterminatul un om între oameni dovedesc din plin acest lucru. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale zilei. În jurnal urmează rubricile sport și meteo, iar apoi o ediție specială. Nu ratați emisiunile și medicina în direct. Eu sunt Nicoleta Tapan, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!
în al malului este neînvins în campionatul județean de fotbal de o jumătate de ani și se află pe prima poziție în clasamentul seriei de sud. Malul și-a consolidat poziția de lider când a reușit încă un scor uriaș cu ASE Prundul pe teren propriu. Tunariu a învins cu 8-0 prin golurile lui Damian de 3 ori, Gelescu cu o dublă, iar Del Piero, Marcus și Danciu au scris de un gol. Mălurenii au ascultat sfaturile cunoscutului cântăreț Pepe, care i-a îndemnat să marcheze multe goluri.
totuși Arsenalul Malu nu a realizat scorurile etapei. Cele mai multe goluri a marcat chiar principala rivală a mălurenilor. Unirea izvoarele a zdrobit-o pe voința Slobozia cu 12-0. Aflat la Giurgiu cu ocazia turneului de lupte greco-romane Memorial Victor Popescu, președintele Federației Române de Lupte, Răzvan Pârcălabu, a vorbit despre proiectele de viitor ale Federației. Printre altele, Pârcălabu a remarcat că Național de lupte greco-romane organizat la Giurgiu prin inițiativa Clubului Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu a atras atenția Federației Române de Lupte. Condusă de Giurgiuveanul Răzvan Pârcălabu, ocupă poziția de președinte al Federației din 2013, iar împreună cu echipa sa are ca principal obiectiv pregătirea delegației românești pentru Olimpiada de la Rio din 2016. Bineînțeles, obiectivele noastre sunt pe termen lung, dar ca să ne atingem pe termen lung obiectivele, trebuie să muncim pas cu pas. Politica mare se face cu pași mici, dar siguri. În primul rând, medalii la Jocurile Olimpice de la Rio. Asta este obiectivul nostru și așa ar trebui să fie. Ne lipsește această medalie de câteva ediții. Sperăm ca la Rio să reîncepem să reînodăm tradiția frumoasă pe care țara noastră a avut-o la Jocurile Olimpice
la Jocurile Olimpice, chiar de aici, din Giurgiu. Odată cu reînființarea secției de lupte greco-romane, CSM Dunărea Giurgiu, orașul nostru a reintrat în atenția Federației Române de Lupte, care a sprijinit organizarea turneului de lupte Memorial Victor Popescu. Este inevitabil să regiunile, astfel că regimul termic va fi în limite normale pe
va fi variabil în regiunile estice și mai mult senin în rest. Vântul mai are unele intensificări, suflă cel mult moderat, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 grade pe litoral și 20-21 de grade în Banat și în Crișana. Vremea în Giurgiu va fi frumoasă zi, astfel mercurul în termometre va urca până la valori maxime în jurul de 18 grade, foarte aproape de normalul datei din calendar. Celul va fi variabil chiar mai mult senin, iar vântul suflă cel mult moderat. Miercuri în județul Giurgiu se vor înregistra 17 grade la Bolintim Vale, Mihai Leș, zvoarele hotarele și Comana și 18 grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla la o viteză de 9 km pe oră din direcția sud-vest. Că va fi de 750